Polițiștii locali au intervenit azi noapte la o sesizare telefonică din partea cetățenilor exasperați de zgomotul produs într-o clădire în construcții de pe strada Grigore Popa numărul 28. Locuitorii din zona au solicitat sprijin poliției locale în jurul miezului nopții. Deși inițial au încercat să păcălească echipajul sosit la fața locului oprind utilajele, imediat cum s-au îndepărtat polițiștii locali, au început să facă din nou o gălăgie infernală. Polițiștii locali au revenit imediat și au depistat persoanele care executau, executau lucrări în interiorul blocului în construcție, folosind utilaje de finisat betoane care produceau zgomote foarte mari ce se auzeau în toată zona. Cei în cauza au fost sancționați fiecare cu sancțiuni maxime de câte 1000 de lei pentru că au tulburat liniștea locuitorilor pe timp de noapte de menționat că firmele care construiesc în locația respectivă au mai fost sancționate anul acesta cu amenzi de 5.000 de lei pentru că nu au luat măsuri de curățare a roților utilajelor care părăsesc organizarea de șantier, producând praf și pentru necolectarea în containere speciale a deșeurilor provenite de la lucrările de construcții. Poliția locală atrage atenția că astfel de fapte nu sunt tolerate și sfătuiește cetățenii să solicite sprijin telefonic pentru a interveni cât mai rapid posibil în luarea de măsuri împotriva Celor care nu respectă legislația, și nici pe locuitorii orașului.